Prețul energiei crește constant în ultima perioadă. Unii raționalizează, alții reduc TVA-ul, noi plafonăm. Marcel Ciolacu spune că plafonarea prețului la energie rămâne în vigoare chiar până în 2025. Dar cu ce bani? Schema de ajutor de estimată inițial la 40 de miliarde de lei, apoi la 30 de miliarde de lei și mai recent la 16 miliarde de lei este valabilă momentan până în martie 2023. Valorile prinse în buget tot nu acoperă întreaga sumă. Mai rămân 6 miliarde de lei neacoperite. Între timp, furnizorii spun că statul nu le decontează banii datorați și că sunt întârzieri de până la 5 luni. Mergem la Laurențiu Urluiescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România. Bun găsit, domnule Urluiescu, și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Salutare! Avem în vigoare o schemă de ajutor estimată, da, acum la 16 miliarde de lei, de la 40 de miliarde inițial, chiar și așa nu sunt suficienți bani. Domnul Ciolacu anunță... 16 este valoarea de astăzi, nu se știe mâine, poi mine, poate apare altceva. Exact, la asta ne raportăm și noi. Domnul Ciolacu anunță prelungirea schemei până în 2025, da? Este realizabil planul și cu ce bani? Bani, cred că guvernul trebuie să vadă dacă are bani. După calculele noastre, cel puțin schema existentă până la sfârșitul anului ar trebui să existe bani, fiindcă după calculele noastre, doar încasările din domeniul energiei ale guvernului se duc undeva la vreo 43 de miliarde pentru anul ăsta. Din 43 de miliarde să decontez o schemă de, mă rog, ultima versiune, 16 miliarde, par să fie bani. Dar e corectă schema, nu schema în sine, calculul, ultimul calcul este corect, cum vedeți? Pentru că am pornit de la 40, am ajuns la 30 la un moment dat, acum am ajuns la 16. Ne-am trezit că sunt vreo două până la urmă, adică câte miliarde sunt? Aș mai adăuga că între 30 și 16 a mai fost o versiune cu 5 miliarde. A fost, da, aia era a domnului Căciu, dacă nu mă înșel. Nu mai știu cine, dar parcă am așa am auzit în presă. Ce să vă zic, 16 miliarde ar fi interesant. Eu nu mai zice că ar trebui să fie ceva mai mult. Gândiți-vă că doar pe primul trimestru și noiembrie-decembrie, care, mă rog, acolo a fost o schemă mult mai relax, adică mult mai puțin am intrat în schemă, statul a decontat 5 miliarde pe OUG 118 aferent noiembrie-martie. Da, dacă facem 5 miliarde mulțit cu 4, să zic, așa grosomodo, ar fi deja 20 de miliarde. Dar având în vedere că prețurile pe piață au crescut, depășește 20 de miliarde. Aici e discuția cumva, pentru că există și anumite calcule a unor companii, da, sau asociații de companii. Există, pe de altă parte, aceste calcule ale guvernului. Nu înțelegem, pentru că nimeni nu ne-a dat, mă refer aici la autorități, nu au dat un preț după care fac acest calcul. Ajung la el fără să avem și noi reperele, fără să avem variabilele din sistem. Adică mă gândesc că ar trebui sau am putea, nu, să găsim totuși o formulă de calcul bazată pe preț și pe consum. Nu există o formulă așa simplă, fiindcă nu vorbim de un furnizor, vorbim de zeci de furnizori. Fiecare furnizor are un portofoliu diferit de aprovizionare cu energie electrică sau cu gaze naturale, deci fiecare are un preț de achiziție diferit, are un portofoliu de clienți diferit, deci nu este o formulă foarte simplă. Aici, cel mai îndreptățit și cel care are acces la toate aceste date trebuie să fie autoritatea de reglementare, la care toți furnizorii sunt obligați să raporteze atât rapoartele normale care se fac de ani de zile, cât și raportele aferente schemelor de ajutor a consumatorilor, atât 118 cât și OUG27. Bun, și acum, pentru că oarecum am lămurit suma în sine, voiam să trec un pic la o altă declarație, să spun așa, a domnului Ciolacu, care spune că liberalizarea pieței energiei a fost o decizie tragică într-un moment foarte prost și că e o situație foarte greoaie acolo.
Are dreptate pe de-o parte, pe alta, se poate face ceva sau sunt doar declarații politice menite să îi mai crească din vizibilitate? Sau? Da. Până să vă răspund la partea de liberalizare, vreau să observ pe ecran, am văzut ne-am plafonat. Nu știu dacă este o eroare, dar dacă nu este o eroare, nu este o eroare. A ieșit chiar haios, da. Din păcate, nu este tot neamul plafonat. Știți că din schema suport e o parte destul de mare de consumatori casnici care nu beneficiază de plafon. Vorbim de consumatorii peste 300 de kW. Dar haideți să revenim la liberalizarea pieței. Să nu uităm că liberalizarea pieței a fost făcută în 2018, după undeva la începutul 2018. A fost liberalizarea totală a pieței. După aia, la sfârșitul 2018, a venit ordonanța 114, care a re-reglementat piața, respectiv a tăiat liberalizarea. Bine, 114 a distrus și apetitul investitorilor pentru a investi în producția de energie electrică. A avut mai multe belele. Care această ordonanță 114 s-a terminat la sfârșitul anului 2020. Deci în 2021, deși lumea zice că s-a liberalizat piața, e vorba de reliberalizarea pieței. Din punctul nostru de vedere, când vorbim de liberalizarea pieței, vorbim de liberalizarea pieței de retail, pieței de vânzare la consumatorul final. Nu s-a schimbat nicio regulă, nici în 2018, nici la începutul de 2021, legată de piața angro de energie electrică. De asta noi considerăm că liberalizarea pieței nu are niciun efect asupra prețurilor din piața angro, fiindcă acum ne deranjează prețurile din piața angro. Asta se duc în retail. Mai mult decât atât, știți că piața angro de energie electrică, noi suntem interconectați, atât cu vecinii noștri, cât și cu întreaga Uniune Europeană. Piața angro este interconectată și ea și prețurile pe toate piețele din interconectate se trag unul pe altul. Deci nu putem spune că o liberalizare a unei piețe de retail într-o anumită țară a dus la așa diferențe de prețuri angro în toată regiunea. Bun, în regulă, vă mulțumim mult pentru explicații. Ne-ați ajutat să înțelegem mai bine situația, cu toate că rămân necunoscutele care ne vin de la guvern. Data viitoare, când ne-am vedea, sperăm să putem pune un alt titlu acolo, nici neam cu liniuță plafonat, să fie totul stabilit și să avem alte subiecte de discuții. Dar ne bucurăm că ați fost alături de noi. Aici încheiem intervenția cu dumneavoastră. Vă mai așteptăm. Mersi, la revedere!